Suntem în Lifestyle pe București FM și a venit un moment foarte magic pentru mine și o să vedeți imediat de ce. Mi-am dorit de foarte, foarte mult timp să existe un festival destinat părinților, destinat copiilor și un loc în care aceștia să se poată conecta în natură. Și iată că a venit vestea aceasta și alături de mine este astăzi Adrian Nica, organizatorul festivalului Big Little Festival. Salutare și bine ați venit! Salutare! Mă bucur foarte mult că sunteți aici, eu chiar sunt foarte încântată de, de vestea aceasta și abia aștept și să vin la festival pentru că evident nu Vă voi asteptăm. lipsi. Ce se întâmplă acolo și când se întâmplă? Se întâmplă între 21 și 23 iunie la Râșnov. Sunt 11 hectare, peste 11 hectare, activități de toate felurile. Toate trebuie făcute împreună, părinte împreună, copil am ținut mult la chestia asta pentru că noi am făcut research din 2019. De atunci a venit ideea și de atunci am plecat. De atunci există atunci s-a născut Big Little Festival în 2019 și parte de, de research în toată Europa am măturat toate festivalurile cu echipele de, de, creație. Fiecare a venit cu propuneri. Știa, și asta se întâmplă în 2020, numai că a venit pandemia și s-a dus. Da. Dar îl facem acum la Râșnov, cu Dino Park inclus, cu Magic Park, cetatea Râșnov și toată zona de jos. Uh, am uh, încercat să am pus și restricții, adică cei care vor să vină și uh, nu pot cumpăra bilete dacă nu cumpără și pentru copil. Okay, Țin la restricția bun, asta da, pentru că important adulții singuri nu au ce să facă în festival. Și, și până simplu. la urmă au nenumărate alte festivaluri unde pot merge singuri. Acesta este un festival de conectare până la urmă. Absolut. Foarte mulți fac festivalul de familie sau spun, facem eveniment de familie, dar tot copiii sunt într-o parte, părinții sunt într-o parte sau există niște mese. Eu cel puțin am doi copii și uh, 14 și 11 ani și uh, nu am găsit un loc de joacă sau orice, faceți de naștere cea, să faci ceva împreună. Așa este. Și de aici a venit și ideea, și ținem la chestia asta, și va fi mai mult decât un festival, este un concept pe care vrem să-l dezvoltăm. Suntem uh, trei parteneri, noi, o agenție de publicitate, Haha -ha -ha, Production uh, și 360, bun, și Dinopark este partenerul nostru, uh, și vrem să mergem mai departe. Nu va fi un festival odată pe an, ci noi vom lucra tot timpul anului să creștem acest concept de bonding părinte-copil sau conexiune, mă rog. Cum a pornit ideea asta așa, totuși? Hey, În adică, totuși nu a, pornit pandemie, nu. Pandemie, a, 2019, a pornit înainte de da. pandemie, 2019, da? Am făcut... Noi facem evenimente, cu asta facem. Cu asta ne ocupăm. Am avut la un moment dat un client din zona de... Veze, așa, un parc foarte mare uh, și ownerul de acolo a zis, trebuie să fac ceva cu parcul ăsta am niște zeci de milioane de euro în el și nu știu, trebuie să găsesc ceva am fost, l-am văzut și am zis, ăsta este pentru părinți pe unul copii. E adevărat, primul meu gând a fost că uh, e, pare, 90 ceva de hectare este închis, uh, poți lăsa copiii în siguranță să facă ce vor ei. Ăsta a fost primul gând da. După care, lucrând la birou cu echipele de creație așa, am zis, să... Uh, uh, păi, toți au zis, haideți să facem un, un boot camp. Exact ca în filmele americane, să facem echipe, părinți împreună, cu copiii cu steaguri, cu echipamente, să construiască, să se lupte împreună, sunt foarte multe activități acolo, să se cațe să trage. Și uh, am avut de fiecare dată cam 100 de oameni. Asta s-a întâmplat final 2018, început de 2019. Și am făcut două family boot uri acolo, cu oameni aduși din București, de noi, cu telefonul. Adică, de la școală, prieteni da. cu copii. Uh, toți, majori, 90% au venit din București. Ne cunoșteam cumva așa și la final, după cele patru zile de bootcamp în care au alergat, s-au împușcat, au căutat chestii prin pădure, s-au cățărat, la final au construit o chestie foarte mișto și a câștigat echipa votată cu cel mai bine pentru ce construise. Am întrebat copiii care au venit acolo pe ce loc puneți în topul vacanțelor voastre chestia asta de patru zile. Și copii care, na, cu posibilități, adică yeah. nu, nu, a fost ieftin să vii din București până acolo, cu cazare, cu, nu adică, copii cu care au cam văzut lumea, așa, adică, și toți au zis locul 1, locul 2. De ce? Pentru că au făcut chestii împreună cu părinții. Și așa, avem, pe mine, zic, păi, ăsta înseamnă că trebuie dus la alt nivel, adică dacă copiii ăștia care au văzut multe în lumea asta, vin și spun că ce s-a întâmplat acolo înseamnă locul 1, locul 2 pentru ei, după vacanțelor, deci, atunci trebuie de Și oricum așa... pleacă acasă, practic, și cu altceva, cu o relație mult mai strânsă, Absolut. o legătură cu, cu părintele, da. care poate nu are timp atât de mult în timpul săptămânii să aloce, nu știu, oricât de mult încurajăm noi lucrul acesta, nu spunem, weekendul ăsta fac doar asta, doar mă conectez cu copilul meu, că nu poate n-ai cum. Și, practic, aceasta este modalitatea. Iată. Vă spune un părinte care da. muncește, nu știu, 12, 13, 14 reprize. Asta se întâmplă și în cazul meu și dacă sunt conectată cu unul dintre băieți, totuși am impresia că n-am oferit destul timp celuilalt <laughs> și permanent sunt într-o într continuă alergătură așa de, de, acest timp alături de ei. Mi se pare foarte interesantă și locația, adică din o parc știm foarte, foarte bine că este un punct de atracție foarte important pentru, pentru în, cei mici. În 2023, anul trecut, a fost votată locația numărul 1 la, un top un parc de aventură și nu știu, în România, votată de peste 300.000 de, de oameni, unici. E un loc, mișto încă, Și cetatea Râșnov și am ales locul pentru că noi, prima dată, am vrut să facem tot acolo unde ne-am venit ideea. Dar erau probleme cu locurile de cazare. Okay. Și este foarte important. Mm -hmm. Și să te abuzi să investești într-un uh, camping care să acomodeze undeva peste 50.000 de, de oameni, uh, pf, este complicat. Și am zis unde, unde? În centrul țării, Râșnov. Avem cazare, avem Poiana Brașov, avem Râșnov, Bran, Moeciu, este un bazin foarte mare de cazare, se ajunge foarte ușor din toată țara, asta e, în centrul țării. Cetatea Râșnov, iarăși un loc reprezentativ și ar, arată foarte bine, mai era și din suntem amici și am spus, băi, haide să facem chestia asta și așa a pornit și așa am ales Râșnov. Ce avem de făcut, practic? După ne am văzut eu pe site, așa, am tras puțin cu ochiul și am văzut că ne putem cumpăra bilete fie pentru o zi de festival sau fie da. pentru întreg, întreg festival. Un întreg festival, da. Dacă cumperi pentru o zi și îți place și vrei să mai vii și a doua zi și a treia zi, se poate. Dar, dar trebuie, trebuie să rezolvi cu cazarea. Scum, dar trebuie să da. rezolvi cu cazarea, da. da. Este un weekend destul de aglomerat pentru că sunt și rusalile luni, este un weekend prelungit și cazările se duc. Rapid, da. Rapid, noi ținem camere pentru artiști, pentru tot ce avem acolo și ne tot sună. Păi, sigur faceți festivalul, păi nu-l veți peste tot, facem festival, ținem camerele, că e ok, pentru păi, că sunt cereri. Păi, da, asta este, sunt cereri. Deci se pot cumpăra pentru o zi, pot să vii așa, sau abonament acum de abonament evident este mai ieftin. Și mai, mai uh, avantajos, beneficiezi de absolut și, orice da. se întâmplă la festival. Și ne am gândit și la, nu știu, am primit câteva uh, întrebări în social media pe canalele de, de, de social media, dacă uh, de ce unii au spus că este cam scump. Mm -hmm. Acum, nu știu dacă vă pot... Bă, totuși, dacă ții un abonament, este 300 de lei pentru un adult. Și 250 de lei pentru un copil. Bun, ai 550 de lei un adult cu un copil. Pentru 3 zile de super experiențe. A, dacă intri în festival după ce ai plătit biletul, totul este gratis. Mai puțin da, mâncare și foarte, băutura. Da, foarte important. Adică am ținut uh -huh. la chestia asta. Pentru că mie mi se pare, poți să să-ți faci mai ușor un buget. Dacă uh, spuneam, uh, da, punem 2 lei intrarea și mergi și plătești în festival la toate activării nu cred că era așa predictibil bugetul și cred că este important pentru o familie. Cum să știi că păi, am trei zile în care sunt intru acolo și am concerte, am teatru, avem art stage, main stage. Asta voiam să vă întreb um, ce aveți voi așa pentru copii că am văzut o felul de ateliere. Avem Am încercat să acoperim cumva toate vârstele pentru că uh, face ceva un copil de 3 ani, dar face altceva un copil de 10, 11, 12 ani, deja al da. meu cel mare are 14 ani și deja nu-l mai recunosc, adică Exact, interesele sunt total diferite. Da, și de-aia uh, avem de la, nu, nu știu, ateliere de olărit, uh, origami, uh, tot felul de chestii uh, cu bile pentru cei mici uh, și, și deja când crești în vârstă poți să mergi și să faci niște uh, workshopuri de teatru, Uh, faci muzică la studiourile Haha, -ha, care se uh -huh. mută în festival cu producătorul Usmile. Uh, așa, uh, slime, uh, ateliere de cooking uh, cu șefi buni. Așa, unde chiar nu veți avem ateliere de uh, dulciuri, de paste, uh, de burgeri. Și toate uh, activitățile uh, sunt făcute alături de părinți? Absolut tot. Foarte interesant. Deci, cei care se gândesc că își lasă, își lasă copilul să facă ceva, nu. Copilul ăla va veni și va trage de el pentru că nu va putea să facă nimic singur. Foarte tare. Da, da. Ideal ar fi dacă s-ar implica poate chiar ambii părinți, încât să fie echipa mai mai da. strânsă și mai, mai mare. Sau bunicii, pentru că nu este o restricție. Adică, dacă ai un, un copil și vor să vină și bunicii la festival, asta se poate. Pentru că, nu mai faci pauză, mai schimbi. Faci Am văzut rând. și ceva legat de concerte. Ce se întâmplă acolo? Păi avem concerte în fiecare zi. Ok. Uh, Aveți deja sunt, bă, numele artiștilor? Da, da, da. da. Avem uh, uh, Smiley, Feli, uh, Alina Eremia, uh, un, un artist pe care eu cel puțin l-am descoperit acum, Mark Stam, uh, este din Republica Moldova. Păi da, mi se pare că are o voce incredibilă și un tip atât de smart și se conectează bine cu publicul. Și am spus, el trebuie să fie acolo după ce l-am văzut. Mă rog, mi l-a propus cineva așa. Ce mai avem? Cabron, pentru copiii mai mari. Andra Gogan. Bun, uh, cu siguranță uh, va avea succes. Pentru că Andra uh, chiar este una Bibi, dintre preferate. Care iarăși este în zona asta. Am căutat să uh, găsim artiști care să nu-i plictisească nici pe părinți, nici pe copii. Adică să, să, să poată asculta împreună, să poată distra împreună la concert. Cam până la ce oră durează așa o zi de festival? Păi începe la 11 și se termină. Nu e la 11, dar cred că o să fie spre 12 noaptea, cumva. Dar e, la okay, 12. Copiii mai mari, da, normal. La, la, la 12 vom închide, pentru că. Sunteți obligați. Suntem obligați, suntem și obosiți. Și să ne pregătim nu, 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 pentru următoarea 12, zi de da, de se închide Pentru că de de deja e mult. Să ții un copil 12 ore Normal, în picioare, ale. să alerge, Așa. eu cred că după 7-8 ore, dacă nu-l gestionezi cum trebuie, da, s-ar putea să-l pierzi. <popping> să adormă la concert, <going> <să -l> probabil. <pierzi? laughs> doar... Da, am făcut și zone de lounge, unde, unde poți să te odihnești, adică sus în cetate uh, Vom avea și bibliotecă. Ce, cei de la Bookster, mă rog, nu știu, așa, uh, și încă o editură mare, vom avea bibliotecă și locuri de astea de chill, unde poți să stai să citești, poți să te odihnești cu pufi, cu hamace, cu tot felul de chestii, pentru că se merge pe jos până în cetate, da, mă gândeam acum că este foarte interesant că în general copiii ajung la vârsta preadolescenței sau adolescenței și descoperă astfel de lucruri, de festivaluri, dar iată că de data aceasta pot merge alături de părintele lor și o să li se pară și distractiv, că noi la un moment dat așa ca părinți ne cam pierdem din oricât de cool și de, uh, nu știu, de ancorați în realitatea ne aceasta ne am încercat să fim, da, exact, ne mai pierdem pe drum și iată că acesta s-ar putea să fie momentul în care copiii noștri chiar să se distragească treze foarte bine alături de noi, indiferent de vârstă. Vom avea și zone de sport, basket, fotbal, cățărare, panouri de cățărare, încercăm să avem... Să ajungeți la toți, practic, da. Și am încercat ca toți partenerii care au venit lângă noi în festival și aici vorbesc de multinaționale, și de ce? Pentru că ai nevoie de sponsori, că nu ne dă nimeni nimic. Normal. Așa. Toate activările lor de acolo să fie cumva educative și împreună. Adică nu aș vrea să fie un festival despre line-up, ci aș vrea să fie un festival despre experiențe. Când pleacă copilul de acolo, împreună cu părintele, nu știu, aș vrea să vorbească despre ce au făcut ei în timpul zilei, nu că l-au ascultat pe smiley. Că da, pe smiley îl mai asculți. Exact. La radio, pe vezi YouTube, la da. TV, pe YouTube. Adică Ai chiar unde? și live îl mai vezi. Uh, dar experiențele de, de acolo uh, căutăm și uh, am căutat să fie unice adică, Că de asta îmi spui ce artiști aducem ca să atragem oamenii Și eu am spus, băi, nu trebuie să uh, aducem nu știu ce artiz mare de afară Pentru că nu vreau un festival să fie doar de muzică Sunt o grămadă pe piață Am trecut să a făcut la festivalul din România Exact, ceva. sunt foarte, foarte uh, Nu, aș vrea să fie un festival despre experiențe împreună Asta pe Eu abia aștept, sunt foarte încântată. Ți-am spus, încă de când v-am descoperit, am spus că voi fi prezente la acest festival. Deși unul dintre copiii mei este în tabără, cu siguranță voi mm. veni cu celălalt <laughs> și nu, nu vom lipsi de la el. Aș vrea să te întreb: cam câți oameni așteptați, voi? așa? Avem un target de 50.000 de oameni, cam așa. Și din tot ce am făcut până acum, cerința de bilete și așa. Cam așa, cred că vor fi, cam în jur de 50.000 de oameni. 50.000 de oameni înseamnă, practic, nu știu, poate 50 de familii. Cam așa, o medie de 3 familii. Da, Dar mă uitam, au cumpărat, oamenii au cumpărat și câte 6, 8 bilete, adică 2-3 copii și restul adulți. Pot veni și cu bunici da. și cu, am spus. Da, probabil că sunt na, poți merge și cu prietenii până la urmă, au și ei copii și cumva poate fi da. într-adevăr o conectare așa la, la nivel înalt până la urmă. Uh, îți mulțumesc foarte mult și îți doresc mult, mult succes. Plăcere, eu Doamne. sunt convinsă că o să iasă absolut extraordinară abia aștept, dar o să fiu acolo și o să simte de fapt tot ce se întâmplă Și ne vedem și după festival. aia, să da, spui să tu vedem, mie cum te-ai da. Așa facem, îți mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere.